Obligatoriu. Manifestațiile au loc chiar în ziua cu un număr record de cazuri la terapie intensivă, 1324. Mergem chiar acum în direct la colegul meu, Cristi Popovici, este alături de protestatari. Bună seara, Cristi, spune-ne exact ce mai spun oamenii, exact care sunt nemulțumirile lor și totodată vă îndreptați acum spre Cotroceni, dacă mai este cumva și un alt loc unde ar trebui să ajungă. Bun regăsit, Berta, bun regăsit, doamnelor și domnilor, și aproximativ 2000 de oameni care au protestat până acum în Piața Victoriei, au luat-o la marș spre Parcul Izvor și spre Palatul Cotroceni. Nemulțumirile lor se îndreaptă spre trei persoane în acest moment importante din vârful statului, și anume președintele Klaus Iohannis, premierul Florin Câțu și șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. Sunt nemulțumiri legate de felul în care aceștia au gestionat pandemia în ultimul an, de felul în care răspunde sistemul medical nevoilor de la ora actuală. Este un protest pașnic până la urmă, în ciuda momentelor mai agitate, să le spunem așa, din timpul protestului. Oamenii au înțeles că până la urmă, printr-un protest pașnic, își pot arăta cumva susținerea față de cei care în acest moment suferă din cauza pandemiei, și nu vorbim doar de cei afectați direct de virusul COVID, și cât de restul românilor afectați de măsurile restrictive impuse în ultimul an, de la miile de șomeri, miile de oameni care au rămas fără locuri de muncă, până la copii, până la... Haideți să încercăm să și stăm de vorbă cu ei. Libertate! 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 Spuneți! Foarte mulți oameni ne adunați astăzi de aici. Care este principala dumneavoastră nemulțumire? Nemulțumirile dumneavoastră în acest moment. Să se facă dreptate și toți să se supună legii. Pentru că legea nu face ordine. Exact. Nici toți au două mâini și două picioare, tot oamenii sunt și ei. Deci legea face ordinea. Nu ordinea face legea. Bravo. Simplu. Mulțumim frumos. Mulțumim frumos. Sunt și importante efective ale poliției și jandarmeriei care însoțesc pe protestatari, Berta, la această oră. Circulația a fost restricționată pe traseul acesta dinspre Piața Victoriei către Parcul Izvor. Rămânem în continuare alături de oameni și vom reveni în jurnalele următoare. Mulțumesc foarte mult, Cristi Popovici, pentru această transmisiune. Aflată în mijlocul protestatarilor din fața guvernului, senatoarea Diana Șoșoacă și-a arătat din nou revolta față de restricțiile de pandemie, dar a și dansat pe ritmurile unei melodii ale lui Pink Floyd. Pentru aflarea adevărului, pentru încetarea minciunii, pentru încetarea crimelor din spitale, pentru încetarea crimelor în școli asupra copiilor. Este o tentativă de omor cu masca aceea pe fața unui copil. Ore de spor cu masca pe față, cum își permit să facă așa ceva când ordinul 874 per 81 per 2020, care se referă la condiții generale, impun că dacă faci spor să-ți dai masca jos. Deci copiii trebuie să moară, noi trebuie să trăim. Manifestanții antirestricții au sfidat toate regulile, chiar la ușa premierului Florin Câțu. Iată imaginile. Am venit pentru că am obosit să trăiesc un an în frică. Am obosit să văd cum autoritățile ignoră, de fapt, cerințele poporului român. Am obosit să port o mască care nu servește la nimic. Mă apără de virus, cum mă apără și chiloții la viol. Deci nu se poate așa ceva. Ați venit de la Bacău? Da, Bacău. Unde ați venit tocmai la București? Am venit pentru că suntem împotriva vaccinului, a măștii, în primul rând. Pentru că suntem liberi, suntem liberari. Încearcă să ne omoare prin sistemul medical. Îi leagă pe oameni, pur și simplu este un malpraxis legal făcut de ei. Malpraxis legal. Asta este destrigat la cer. Nu se mai poate. Iar protestatarii care s-au adunat mai devreme la universitate au pornit și ei spre Izvor. Colegul meu, Radu Tiliță, este acolo, are informații. Bună seara, Radu!
Am văzut mai devreme că oamenii chiar se puseseră în genunchi și începuseră să se roage. Au spus rugăciunea Tatăl nostru. Spune-ne exact ce fac acum și, evident, și care este opinia lor despre aceste restricții. Bună ziua, Berta, bun găsit tuturor! În urmă cu doar câteva minute, protestatarii care în urmă cu aproximativ o oră se aflau în piața universității, în acest moment au ajuns în parcul Izvor din fața Parlamentului și protestează în continuare împotriva măsurilor luate de Guvernul României. Totodată ei își doresc ca în noaptea de înviere, cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște, să meargă la biserică. Cereau aceștia ușile bisericilor deschise în acea perioadă. Vorbim de aproximativ 1000 de persoane care în acest moment protestează, vă spuneam, în parcul Izvor din capitală, la fel ca și până acum. Vorbim de foarte multe persoane care nu respectă nicio normă de siguranță aflată în vigoare în acest moment. În acest moment au venit și boxele și scenele, semn că acest proiect se va lungi până în jurul orei 22.